Kate, prințesa de Wales a fost externată lângă la spitalul London Clinic, acolo unde a fost internată timp de două săptămâni. Într-un comunicat de presă, Palatul Kensington a precizat că prințesa s-a întors acum acasă în Windsor, spunând că face progrese bune, însă fără a oferi alte date. Regele Charles se află încă în același spital de unde a fost externată Kate după ce vineri a suferit o intervenție chirurgicală. După aproape două săptămâni în spital, Prințesa de Wells, în vârstă de 42 de ani, a ajuns la Adelaide Cottage din Windsor pentru a-și continua recuperarea. Prințesa de Wells s-a întors la casa din Windsor pentru a-și continua recuperarea în urma intervenției chirurgicale. Aceasta face progrese vizibile în ceea ce privește starea de sănătate. Prințul și prințesa doresc să mulțumească din inimă întregii echipe de la London Clinic, în special asistentelor medicale pentru grija pe care o oferă. Familia de Wells continuă să fie recunoscătoare pentru mesajele de bine primite din toată lumea. Se arată în comunicatul transmis luni de Familia Regală. Kate ar fi suferit o intervenție chirurgicală abdominală, însă Familia Regală nu a oferit prea multe detalii despre afecțiunea prințesei. Starea de sănătate a prințesei a fost amplu dezbătută în Marea Britanie, iar subiectul a născut numeroase controverse. Mai mult, regele Charles a fost internat și el la spitalul London Clinic după ce vineri a suferit o intervenție chirurgicală din cauza prostatei mărite. Regele a vizitat-o pe nora sa Catherine înainte de propriul tratament la același spital. Ultima apariție publică a prințesei a avut loc în ziua de Crăciun, atunci când a participat la slujba religioasă tradițională alături de familia regală. Kate este așteptată să-și reia îndatoririle publice abia după Paște și William, viitorul rege, a anunțat că și-a evenimentele pentru o perioadă pentru a petrece cât mai mult timp cu prințesa, dar și cu cei trei copii, prințul George în vârstă de 10 ani, prințesa Charlotte de 8 ani și prințul Louis în vârstă de 5 ani.